Guys, în perioada 13 august sunt plecat în vacanță, așa că vreau să spun despre giveaway-ul meu pe Hellcase. Ne plac skinurile, ce trebuie să facem? Să intrați pe linkul din descriere, să urmați pașii necesari pentru a vă înscrie, adică să depozitați odată 5,20€, iar apoi din acei bani puteți să deschideți o cutie Milspec. Banii vă rămân în cont pentru a vă juca, nu îi pierdeți, nu sunt ca o taxă să vă înscrieți, doar depozitați odată folosind promocodul meu, iar apoi deveniți eligibil pentru a vă înscrie la giveaway. Mi-ar plăcea să vă înscrieți la giveaway număr cât mai mare și vă urez baftă tuturor. Enjoy the clip. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să facem un Zoe versus Vaxe. Nu știu cât știți acești mouse, sunt mouse destul de similari. Vaxe au venit cu o versiune upgradată a mouse-urilor celor de la Zoe pentru că o perioadă foarte lungă de timp cei de la Zoe nu au mai scos mouse. Pentru cei care nu ați văzut acum ceva timp, am făcut un tier list, o să-l pună lui Adar aici, e clipul de la live și o să las și linkul de descriere. Am făcut un tier list cu toți mouse-ii pe care i-am folosit și încercat, iar printre aceștia în top era MP01S, așa, e un mouse asemănător cu EQ2Q, mouse pe care Dusk îl are. Am uitat să-l prezint, ele Dusk aici. Salutare, salutare. Deci am uitat, am intrat în clip, în script, am uitat să-l prezint pe Dusk. Dar, de fapt, înainte să continuăm acest clip, trebuie să rectificăm o problemă. O problemă foarte mare. Nu știu câți dintre voi ați observat-o până acum, dar trebuie să rectificăm o problemă. Altceva, nu știu cum am putut să dau drumul la... Deja simt că joc mai bine, doar de la tricou. Deci, o să vă arăt imediat secvențe și cu mouse și o să le filmez după. Avem aici 3 mouse. Avem un Zoe EQ3Q, EQ2Q și avem și un Vaxe MP01S. Astea fiind spuse, challenge-ul pe care o să-l facem noi astăzi, o să intrăm pe aimbot în 3 încercări diferite. O să încercăm cu fiecare mouse să vedem care scoate timp mai bun. Dusk e level 7. Dar nu, prefer să spun că sunt picat din level 8. Dusk e level 8. Fost level 8. Da, Dusk e level 8, deci un jucător care nu se joacă atât de mult și am vrut să facem oarecum comparația asta să vedeți cât de repede se adaptează cu un alt mouse. Mamă, deci simt că mă uit la un gol Nova Max. Mamă, deci nu mai pot să-l țin în mână deloc. Gen, mi se pare atât de ciudat. What the fuck? Bine, e și fără prea mult warm-up și mouse nou, dar... Mamă, un minut, mâncați așa. Forma, se pare forma foarte bună să facă tricul. Ok, se putea mai bine. Bun, o să-i dau drumul la timp. Ca să fie presiunea pe tine, eu încep cu mouse-ul tău. Ce m-am înnecat. Cineva a jucat la echipă pe, cineva a jucat doar la un telefon. Sub un minut. Primul timp, da, sub un minut la calificări. Nu
în grafic pentru timp mai bun sau? Da, chiar e un timp mai bun, ai spus 58 de secunde cu celălalt mouse. M-am simțit mult mai bine cu mouse-ul ăsta, sincer, chiar m-am simțit mult mai bine. Let's go. Nu știu dacă cred că te-am bătut cu da, e la 5-7. Dar se vede că e cea mai acasă, e cea mai mi se pare foarte confortabil. E Best Buy, băieți, Best Buy dacă îl găsiți pe internet sau dacă n-aveți un Alin să vi-l dea. Nu știu. Oricum, nice. Nu, oricum, nice. Deci tot ce pot să zic e că timpul vorbește de la sine, cel puțin pe materie de mouse și mă rog că am fost și mai focusat un pic pe cât am încercat, dar timpul vorbește de la sine, se vede că sunt obișnuit să mă joc cu el, că îl țin în mână mereu când mă joc la PC și sunt obișnuit cu el. Deci don't change mouse. Guys. Da, nu. Sau oricum, sau dacă vă schimbați mouse-ul, să nu vă tiltați că n-aveți aceleași rezultate pe termen scurt. Și acum e timpul cu mouse-ul meu, să vedem. Mamă, ce scoți. Ce mic. Ce mic e, what the fuck? That's what she said. She knows, and I hope she knows. Damn if I do, damn if I don't. Dar mai știu. Ești bine, Tim. Go, focus. Let's go. 5, 3, 2, 1. E cea mult timp. Da, e... E cu puțin, dar ți-ai bătut timpul la. Da, cred că da. Dar ai și avut oarecum mai mult warm-up. Da, pentru că am apăsat pe control. Tot e decent, adică... Acum deja încep să-mi dau drumul la reflexe și la joc, pentru că n-am mai jucat de mult timp și deja încep să îmi revin cum ar veni. Mamă! Aoleu, choke, băi, ok. Bounce back, let's go. Dacă mă șig. Te grăbești cu clip. Mă grăbești și dau o dublă clip. Da, nu te grăbești și nu ești eu. Băi, 4 secunde mai cel mai bun timp, dar se putea mai bine, sincer. Se putea mult mai bine, despre ce vorbim. Tot este ok. Adică le putem să vedem pe baza rezultatelor, adică cel mai prost mouse, nu zic care. Apoi se vede când ne-am jucat cu ale noastre, să zic așa, cu mouse-ul cu care suntem obișnuiți, Damon. Poseidon, nu știu exact cum se numește, Alin știe mai bine. Mi se pare extraordinar de ușor, adică efectiv au fost momente când nu simțeam că l-am în mână față de al meu NP01S. Adică se simte că e un pic mai greu, nu zic că e foarte greu, dar se simte, simți că ai ceva acolo, nu știu. Nu știu cum să vă explic senzația, este o senzație dubioasă, dar e și un lucru bun pe de-o parte, că ai mai mult control în mișcări și mai multă libertate când dai de mouse. Când dai mouse mai greu sau mai ușor? Când dai mouse mai ușor, mă refer. Ai mai multă libertate, mă refer. Nu știu, așa simt eu cel puțin. Da, oarecum, da, mi se pare că ești mai inconsistent cu un mouse mai ușor. Asta e... Părerea mea, dar încă nu știu, eu m-am întâlnit cu mouse ușor în ultimul timp. Mie personal la Zou îmi place pe lângă click-uri, care click-uri la Zou mi se par cel mai bune din toate mouse-uri. Toți mouse-ii. La Zou îmi place oarecum greutatea, se simte bine ca da, greutate. Da, adică e o greutate ok, nu e nici prea greu, dar nici foarte ușor. Nu zic că ăsta e foarte ușor, dar nu mai știu care aveai tu un mouse care era foarte ușor. Tot așa cu de-asta
găurit așa. Ultralight, da, ultralight, da, da. Sunt asemănători. Am presupus că ăsta e chiar mai ușor. Da, nu știu, mi se pare mai greuț asta decât celălalt. Ah, da, nu, ai dreptate, da. Chiar are dreptate pentru că am glide-urile astea pe spate care sunt din sticlă și așa și sunt puțin mai grele. Adică nu sunt atât de ușoare glide-urile astea și dacă stau să mă gândesc, mouse-ul ăsta se simte puțin mai greu decât bine, oarecum sunt câteva grame, dar teoretic da, chiar e mai greu decât decât celălalt cu glide-urile. Stock n-ar fi fost mai greu, e mai ușor cu câteva grame, ceva de genul. Anyway, să revenim la clipul nostru inițial, Zoe vs Vaxe. Ce scrie acolo, Luadar? Nu e clip sponsorizat de Vaxe, din câte știu nici măcar nu fac parteneriate, dar dacă vreți site-ul lor să-l las undeva aici, ei au mouse astea foarte asemănător cu Zoe. Dacă nu mai găsiți Zoe pentru că știți că se găsesc destul de greu, puteți foarte ușor să vă luați Vaxe. Eu dacă ar fi să aleg între toți acești 3 mouse pe care i-am testat, aș merge pe Vaxe MP01S, știți că l-am pus și în tier list, din nou vă reamintesc, dacă n-ați văzut tier list-ul, o să vedeți aici live-ul. Live. Și să vă las și linkul în descriere dacă vreți să vedeți și live-ul care am făcut în Talis cu toți mouse-ii pe care am încercat. Tu? Sincer, înainte de cel de la Vaxe MP01, m-am jucat cu G305 tot la recomandarea ta, că te-am întrebat, aveam înainte ceva de la Sirius, înainte să-mi iau ăsta de la Logitech G305 wireless, simplu, nu ultralight sau super light, nu știu exact. Am avut unul de la Sirius, câștigat la un giveaway de pe pagina lor, zic, băi, da, n-aveam nici resurse financiare, nu neapărat resurse financiare și nici nu voiam să fac performanță. Găsim pe net mouse-ul de care zici? Uite ăsta, cu ăsta mă jucam înainte, da, Baran, nu știu, câștigasem la un giveaway. Sirius Baran. Da, era un giveaway în care puteai să câștigi un mouse, ori o tastatură Sirius din seria aia și am dat și eu comentariu, l-am câștigat și înainte de ăsta Sirius mă aveam numai Miria, ori luate de la Altex, 50 de lei, 30 de lei, că nu voiam să fac performanță, tot ce jucam era LOL și Counter eram, dragu, Gol Nova, nimic da, special. Da, uite, de când ți-ai luat mouse ai crescut, da, de când, de exact, 3-4 level. Da, asta voiam să zic, de când am început să fac o mică investiție în periferice, care chiar contează, fac o diferență. Mă, te întreb puțin, deci faci așa bună reclamă, zici că clipul ăsta e sponsorizat, nu e sponsorizat. Nu e sponsorizat, băieți, este totul de, da, din experiența personală, stați liniștiți. După aia mi-am luat la recomandarea ta, știi că te mai întrebam pe stream, băi Alin, uite, am și eu vreo 200 de lei, ce mă o să-mi iau, că am avut așa, mi-ai zis tu G305. Atunci i-am recomandat G305-ul că era wireless. Și wireless, da, dar exact. Acum nu știu dacă aș recomanda banii aia G305-ul. Din nou, dacă vă uitați la tier list, mai sunt opțiuni, Razer Viper Mini, chiar mai sunt opțiuni în banii, Achilles, sunt câteva opțiuni pe care nu, trebuie să aveți un pic în considerare și ce fel de mână aveți, cât de mare e, pentru că diferă mărimea, să vă interesați un pic cel puțin, că nu strică, să vă uitați la tabelul de mărimi, să vă uitați la, da, videoclipuri cu, pe YouTube, da. E pentru mai bine, să zic așa. Cum ar fi să, gen, să te duci așa la magazin și să poți să te joci cum te-ai jucat la mine acum cu 4 mouse, știi? Bă, te joci 10 minute, te inbox să-ți alegi mouse. Să-ți faci așa o idee cel puțin. Da, ar fi interesant, ar fi o inițiativă interesantă luată de cei care au de-astea periferice sau uite, Altex, PC Garage, Shop for PC, cine mai are, că nu știu, doar pe astea le știu sincer să da. Așa și după aia mi-ai zis tu G305 wireless și eram un pic sceptic la treaba asta cu wireless, că na, era o chestie nouă pentru mine, am avut numai cu fir și mă gândeam numai la latențe, freeze-uri la mouse, bateria care se termină, numai chestii de genul. Deși calitativ vorbind, G305 wireless, dacă vrei primul mouse wireless, îl recomand să încep cu el wireless pentru că este foarte ok. Mie, din experiența mea personală, mi-a plăcut. Și după aia am avut un mic incident cu câinele meu, că mi-a ros USB-ul. Mi-a înghițit USB-ul, adică este acel mic USB care trebuie să-l conectez să fie un mouse wireless. L-a înghițit. Nu, e o poveste lungă, poate o să vă povestesc într-un Instastory cu Alin într-o zi. Și după aia a zis Alin că, bă, am niște mouse de vânzare, i-a anunțat pe stream și l-a întrebat, bă, ce mouse e? Hai la mine să testez, bine. Bă, și l-am găsit acest NP01S și mi-a plăcut instant forma lui. Mi-a plăcut forma lui, l-am ținut în mână, cum îmi vine în mână și am zis, bă, dă-mi și mie o săptămână să-l testez, dacă îmi place, îl cumpăr, dacă nu, n-are rost să-l cumpăr. Și a fost efectiv, nu știu cum să vă zic, dragoste la prima atingere. Efectiv, a fost perfect match for me și chiar sunt fericit că am luat de la el mouse-ul ăsta.
Știu că se găsește destul de greu. Da, în România nu se găsește. Știu că aveai tu, că ai zis tu că l-are Raga, se joacă cu el. Da. Știam că Fully se mai joacă cu el. Da, da, da. Dar în rest nu prea știu. La Fully în Anglia mai ușor da, găsește. Da, e altceva în Anglia, dar și mi-am zis acum că eu am mai avut un Vaxe pe care l-am luat să-l testez, Vaxe Axe. Mouse-ul lui Zaiwo și okay. Când a fost Blizz după la anul de la Jaxi la mine, ei, l-am dat lui. Dacă vreți o părere pentru mouse-ul ăla de la Blitz, aveți aici Instagram-ul lui Blitz, îi dați lui un mesaj Blitz, nu știu dacă se mai joacă cu el. Anyway, deci părere de final, dacă ar trebui să alegem între Zoe și Vaxe, calitativ și ca glade-uri și ca butoane, mi se par click-urile foarte, foarte asemănătoare, la scroll nu e problemă și cablu nu mi se pare deranjant la niciunul din mouse. La cel puțin la seria nouă de la Zoe e către că cablu mi se pare deranjant. La seria veche, cablul era puțin deranjant. Deci cred că dacă ar fi să aleg între Vaxe și Zoe, aș alege Vaxe momentan. Tu? Aș fi un pic ipocrit să zic că aș alege Vaxe, dar încerc să fiu cât mai obiectiv aici. Din punct de vedere al formei și al cum îl țin eu în mână, Vaxe mi se pare net superior. Nu pentru că mă joc cu el, vă zic încă o dată, mi se pare efectiv foarte lejer, este relaxant pentru mână să ții mouse-ul pe el. Nu e ca și cum îți obosește mâna. Mi se pare foarte ușor. Greutatea mi se pare ok. Cablul este foarte, foarte flexibil și nici nu-l simți. Chiar nu ai treabă cu el, nu te încurcă. Tu n-ai bungee, nu? Că nu, tot am nu, eu țin un penar pe mouse. Ah, okay. Nu, deci efectiv trag mouse-ul mai așa și pun un penar cam pe aici și cam așa. Mă rog, okay. Blochez cablul, dar n-am bungee niciodată. Am tot vrut să-mi iau, dar n-am un să-l țin. Dar sincer, nu știu dacă ai nevoie de bungee, da, nu mi se pare. Folosiți un penar, portofelul, eu așa mai făceam, cel puțin cât am stat la cămin, când stau acum acasă, folosesc ori un penar, ori portofelul, trag mouse-ul un pic, pun aici la cablu și am o parte de cablu liberă, nu vă trebuie mult. Depinde foarte mult de cablu, sunt unii mouse la care e enervant, de exemplu cablul la HSK-ul, ia de-l puțin. Cablul la HSK-ul ăsta. Mi se pare așa gros. Nu neapărat că e gros, cât cablul din interior e foarte subțire și el are foarte mult, foarte mult pânză în jurul lui. Și când îl mișc, adică uite, puteți să vedeți gen, își creează foarte multe bule și e destul de enervant să te joci cu ăsta. Deci mouse-ul ăsta ar avea nevoie de un bungee, la Zoe nu mi se pare neapărat că ai nevoie de bungee, dar na. Pentru cei care vor să încerce, cred că găsiți acolo șofor pe niște bungee-uri. Obiectiv vorbind, aș alege și eu tot Vaxi. Nu știu cum se pronunță, Vaxi, Vaxe. Nu știu. Nici mă gândesc se că pronunță, fiind dar... din Anglia? Portugalia. Vaxe. Cu intrat. Băieți, cam ăsta a fost și clipul, vă mulțumim mult că a stat până la final. Un hai cu un like, cu un subscribe pentru mai multe clipuri de genul. Poate cine știe, testăm tastatură, testăm monitoare dacă avem bani. Dar vă mulțumim foarte mult pentru atenție, pe data viitoare. Pa!